Oamenii sunt îngrijorați de probleme geostrategice globale care ar putea duce la extinția noastră ca și rasă. E normal să te îngrijorezi asta. Eu nici nu mă duc așa departe. Am venit 3-4 km până la Patarât. M-am uitat la muntele de gunoaie din spatele meu. Aflu zilnic despre poveștile comunităților care trăiesc aici cu sau fără voia lor, ținute într-un șah. Și asta e extrem de nedrept. Și pentru ei și pentru noi, cei care stăm 5 km mai la civilizație. Și printre vinovații pentru ce se întâmplă în spatele meu, sunt și eu. Eu sunt vinovat pentru că, la fel ca oricare dintre voi, oricare cetățean al Clujului, când nu mai ai nevoie de ceva, arunci la gunoi crezând că dispare. Deci cu stilul meu de viață sunt responsabil de muntele alea, etajele alea de gunoi, cu oameni care trăiesc în mijlocul lui și deasupra lui, și eu, ca și voi, suntem responsabili în ziua în care muntele ăla se va răsturna peste oraș. Și atunci o să ne dăm seama că trebuia găsită o soluție înainte. Gen acum, dacă nu acum 10. Gândiți-vă la asta.